Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu noua etalare pentru cei cu destul de întârziată, pentru cei cu soare, lună, Venus, Ascendent, în Odul Nord, însă getător, etalare pentru perioada 15 a, a 8 a 15 septembrie, dar vibrația acestei etalări nu este o vibrație comună, sunt niște situații care s-au declanșat sau se vor declanșa datorită schimbării de energie din de la portalul leilor 8-8-a, înspre 9-9. Poarta fecioarei, aș spune, da? Hm. În fine. Energia generală pentru săgetători. Aveți credință? Păi și pentru cine? Aici este ceară, ca să știți. Pentru cine ar trebui să spună Universul mai mult să aibă credință? De bine, pentru toată lumea, dar. Ce vreau să spun? Voi sunteți guvernați de Jupiter, și mai devreme sau mai târziu, săgetătorii trebuie să descopere această credință în ei. Dar nu într-un mod tradițional, ci într-un mod profund. Nu că am fost crescut într-o familie de oameni, nu știu cum, nu? Până la urmă, toți trebuie să ne dezvoltăm această credință în noi înșine, prin această călătorie a vieții, care este complicată, este înceată, este o groască testoasă da, care merge greu. Probabil într-o direcție care ține de credință sau într-o situație în care trebuie să aveți credință, nu neapărat spirituală, o situație în care trebuie să aveți credință că lucrurile se vor desfășura în timp divin, chiar dacă par că stau pe loc, par că merg foarte încet, și poate că nu par, poate că așa se întâmplă, dar se întâmplă pentru că alte lucruri se petrec în afara acestei călătorii. După credință a venit vindecare. Trebuie să vă vindecați. Da, interesant. Unii dintre voi poate aveți probleme de sănătate și trebuie să vă vindecați și să aveți credință că vă veți vindeca. Mulțumesc! Interesant că văd, este aici un, un șarpe. Eu am nodul Nord în sacetor. Eu iau acest mesaj cu vindecatul și credința pentru mine. Cum? Rămâne pentru voi să vă preluați mesajele și în funcție de planetele pe care le aveți. Uh. Da aveți niște chestiuni de vindecat, nu neapărat probleme de sănătate, poate să fie o relație, poate să fie o situație, ceva trebuie vindecat. Da. Pe 24 noiembrie, Vedeți ce ar putea 24 noiembrie? Interesant, 24 noiembrie e săgetător? Da, cred că da. Probabil că e un mesaj special pentru cei care sunteți născuți în 24 noiembrie. Hai să mai vedem cu o carte. 7 de foc. Analizați-vă, vedeți cum puteți crește, iar o chestie de răbdare, pentru că nu fără crește foarte greu, Uh, trebuie să vă schimbați felul în care gândiți și în care priviți lucrurile. Aveți pe cineva în, în preajma voastră un șarpe, cineva... În acest inter de două ori apare șarpele. Dar știu ce înseamnă șarpele, știu că înseamnă, din punctul unor, înseamnă și transformare, dar șarpele poate să fie și o energie negativă de care trebuie să vă vindecați. Uh -huh. E o energie negativă de care, care încă mai bântuie în jurul vostru, eventual în mintea voastră. Da? Ha! Interesant! Și vă afectează felul în care acționați, vă afectează dreapta voastră, felul în care acționați. Eliberați-vă eliberați de această energie, dacă nu o conștientizați, faceți eliberări la modul general ca să curățați această vibrație, nu tocmai plăcută, da, vă afectează felul în care acționați și s-ar putea pentru unii uh, să vă afecteze și spiritualitatea și eventual vă pierdeți credința dator, datorită uh, imposibilității de a acționa. Nu ce a venit acest elefant. Apropo de acțiune și de blocaje, în timp ce am amestecat cărțile cu spiritul animalelor, a vrut să se arate, am văzut și unicornul, care înseamnă uh, idealism, și regele de foc, care înseamnă, e Ganesha, e o energie foarte puternică care, Ei, am făcut o cacofonie, nu contează, care vine din alte dimensiuni, din astral, din alte dimensiuni, că astral nu înseamnă multe alte dimensiuni, e energia unor, entități care au trecut în partea cealaltă, dar pe care le-ați cunoscut, entități zic acum, poate ar fi bine să zic suflete, spirite. În fine, au trecut în alte dimensiuni, le-ați cunoscut în viața asta și în altă viață și ați rămas oarecum conectați și acestea, sau o parte din ele, creează acest, această mașină, așa o simt acum, ca o mașină de război, balista <laughs> știți ce înseamnă balista dacă vă uitați la filme de război uh, antice sau din perioada evului mediu balista, e o balistă energetică care vă susține și care este pregătită să învingă orice blocaj vă stă în cale asta ca să știți, de -aia. aveți credință că nu sunteți chiar singuri hm. da nu sunteți chiar singuri. Ai sunteți voi, eventual, astfel, de foc. Ca să puteți să manifestați ceva nou, trebuie să învățați să separați binele de rău. Da, trăim într-o lume duală. Trebuie să vă păstrați dragostea, regina de apă, trebuie să vă păstrați compasiunea, trebuie să separați lumina de întuneric până și Dumnezeu a separat lumina de întuneric. Trăim într-o lume duală și cine încearcă să facă confuzie între masculin și feminin, apropo de ce s-a întâmplat sâmbătă în București, sau între lumină și că n-ar fi bine să facă această confuzie, ci să le înțeleagă. Da, sunt necesare, dar depinde cum. Nu înseamnă că e necesar răul. Trecem prin experiențe neplăcute ca să creștem. Nu am zis că este necesar rău. Uh, și întunericul noaptea nu înseamnă nu să e rău. Acum, aici trebuie să ajungeți undeva la un grad de înțelepciune, de sensibilitate, de puritate, de compasiune față de voi și de restul. Și aici este o chestie de, de cunoaștere este nouă, poate la noua nouă, în septembrie, la luna nouă din septembrie, începe să învățați ceva, lucruri profunde care țin de ce, dragii mei, de manifestare, astfel de foc. Începe să învățați într-un fel sau altul chestiuni care țin, da, de cum să vă controlați, apropo, focul vostru și cum să-l generați într-un mod creator. Și în, această, în acest început va trebui să alegeți ce vreți să manifestați, abundență fizică, dragii mei, sau spiritualitate. Sau spiritualitate. Iar doi de bâte, da? Două tipuri de foc. Un foc tonic și altul spiritual. Tonic e cu H. Da? Asta e foarte interesant, foarte interesant. De aia trebuie să vă gândiți, să vă analizați, să vă gândiți bine. Nu e carte care ține de gândire, e o carte care ține de defensivitate, dar în acest set de cărți reprezintă meditație, meditați, priviți în acest vas, aici este o apă, sunt niște emoții, dar emoțiile astea sunt negative. În, în aceste emoții negative, dacă reușiți să, dar prin cunoaștere, prin această cunoaștere, să creați, să alegeți, să separați, cum am zis mai devreme, iar de un doi, da? Să separați. Două tipuri de foc, două tipuri de energie, ca să înseamnă focul, două tipuri de energie, energia negativă, energie pozitivă, energie care distruge, energie care creează, veți putea crea sau scoate la lumină acest nufăr care crește greu. Știți, nufărul crește foarte greu. Nu se mesaje pentru societători, mesaje. Așa zic eu. Acum, nu, depinde ce vreți. Am zis, depinde dacă sunteți în, în, varianta voastră spirituală sau nu. Oricum, dacă aveți niște blocaje, blocaje în acțiune, aveți susținere din partea Universului, o să vedeți la un moment dat că se rezolvă lucrurile. Energia săgetătorului în această, energia generală în acest context. Cum trebuie să fie săgetător în acest context? Cum trebuie să fie săgetător în acest context? Ha, ah, uite, foc. Șopărlița. Element de foc. Trebuie să fiți intuitiv să ascultați schimbările mediului înconjurător. Schimbările vremilor. Vremurilor în care trăim. Interesant cum vine mesajul schimbă, ca să vă puteți păstra credința. Pentru că vremurile sunt foarte speciale, foarte grele, provocatoare pentru toată lumea și dacă vreți să mergeți pe această cale spirituală sau să vă păstrați credința, să vă vindecați, trebuie să fiți un pic defensiv, să ascultați. Da? Am zis că poate nu știți acest șarpe, dar dacă preluați această energie și o și o pălița simte, aude, când vine șarpele, când se înfășoară, îl lasă eventual, îl lasă să se înfășoare pe, pe mână, îi dă impresia că face ce vrea. Adică puteți să deveniți mai defensiv, să nu acționați, interesant. Și ce, ce, eu nu știu niciodată ce să spun. Puteți să dați impresia acestui dușman că nu mai acționați, că faceți ce vor ei, dar nu, până la un punct. Când găsiți acest șarpe într-o poziție vulnerabilă, vă-l puteți elibera, îl puteți călca în picioare șarpele. Șarpele, dragii mei, nu uitați, cu toate simbolistica aceasta pe care unii o proiectează șarpele, totuși, totuși, n-are nicio treabă aici cu Kundalini. Șarpele în acest context este o tentație. Dacă faceți față prin credința acestei tentații, veți crește și mai mult în credință. Și dacă reușiți să vă și vindecați acești șarpe, să-l capturați și să-l puneți. Vai, ce frumoasă imagine! Cum a făcut? ne a făcut? Ilie? Ba nu, greșesc nu era Elie. O să-mi aduc aminte cine. Oh, din seria aceasta de cărți a vrut să se arate doi de bute. Da? Trebuie să alegeți. Ce? Iar trebuie să faceți o analiză, să mergeți. În ce direcție mergeți? Ca să mergeți înainte, dragii mei, trebuie să vă eliberați de greutăți. Da? Că nu puteți să mergeți cu bagaje. Și înainte de a porni în călătorie, trebuie să aveți și voi o hartă Farurile aprinse, lumină, cât de cât, ca să știți în ce direcție. Și mai presus de tot trebuie să știți direcția. Da? Doi de băte. Planuri, alegeri, meditații. Am amestec o dată. Cine era cel care a pus? Uai, ce îmi scapă, ce rușine. Pentru mine o dată. Pe două ori. De trei ori, August, septembrie. Hmm. Regina de spade, Steaua, Regele de cupe. Wow, împărăteasa, Regele de spade, Regele și Regina de spade. Impresionant. Da, va trebui să alegeți voi cineva, dar când alegeți voi, da, alegeți și, alegeți și cealaltă persoană. Pentru că îi provocați. Sau când alege alte persoană, instantaneu alegem și noi pentru că ne provoacă. Nu ne lăsăm aleși, dragii mei. Nu ne lăsăm. Să clarificăm. Clarificăm cărțile pentru săgetător. Regina de spade, steaua, regele de cupe, împărăteasa și regele de spade. Odată sedori, de, de trei ori centrale, regele de cupe, dragoste necondiționată, flancat de abundență. cum a zis mai devreme, fa, flancat de abundeța fizică, împărăteasă. împărăteasa, scuzați-mă, și steaua, creșterea spirituală, credința, aveți credință. Și aici abundența, da? împărăteasa. Bărătea sa poate să fie și într-o variantă superioară, poate și să fie într-o variantă terestră. Da? Hai sunteți voi de asăgetătorii. Tata, de două, trei ori acum. Clarificăm. Regina de monede. Mai dacă te regine. Regina de monede, regina de spade. Patru de putere. Regele de cupe și spânzuratul, probabil cu cineva cu marcaj, nu obligatoriu pe marcaj în pești sau în casa a 12 a voastră. 8 de spade, 4 de cupe. La capătul setului de cărți, valetul de spade, cineva nu tace, nu, tace, nu vorbește, vreau să zic, pentru că se transformă. Se transformă pentru că probabil că v-ați întâlnit cu o persoană de suflet, o persoană cu care ați simțit foarte mult, cu care veți comunicări telepatice, cu care ați sperat 10 de cupe, ați sperat că va fi bine și totuși ceva s-a încheiat. Și această încheiere este necesară ca acest personaj sau unul dintre voi să se transforme să se transforme. Altfel, această speranță se transferă, dacă nu chiar s-a transformat în dezamăgire, nu știu de ce. Dar ceva nu a mers. Ceva nu a mers. În fine. Moise era noi. Moise era cel care a pus pe toiagul său șarpele. Și l-a pus ca dovadă că la, ca să arate lumii că l-a învins. A învins tentația. Da, n-am fost eu un pic atent. Acum, regina de spade și regina de monede. Pentru unii, probabil că aveți pe cineva cu marcaș extrem de puternic, extrem de puternic în semnul vărsătorului, gemeni sau balanță. Regina de spade a fost clarificată de regina de monede. Acum această regină de spade poate să fie și un bărbat care are o soție. Dar ar vrea să discute cu voi despre această soție. Pentru unii încerc să continui mesajul și o să vin o să revin cu alt mesaj. Asta pentru că văd patru de băte lângă regina Demone, de monede. E cineva care are niște obligații. Soție, mamă. Sau este mamă. Și trebuie dacă... să, separ, să separ un pic mesajele. Deci există cineva care vrea să vorbească despre o soție, despre o situație acasă pe care și-ar dori să o vindece. da, uite, soția și mama. Sunt acolo niște blocaje mentale, sunt niște situații. Revine iar regele și regina de spade. Același personaj revine undeva la sfârșitul etalării cu un patru de cupe, cu o tristețe. Poate să fie unul și același personaj cu marcaș puternic în semn de aer. În general, semnele de aer fac aspect bun cu voi. Poate mai puțin gemenii, că sunt opușii voștri, dar trecând peste asta. Cineva își dorește foarte mult să vorbească despre o situație de acasă, pentru că este foarte trist nu a, sau tristă, nu a exprimat o tristețe. E oarecum blocat mental în această obligație, responsabilitate pe care o are acasă. Sunt niște sacrificii, spânzurat. Și totuși există dragoste. Regele de cupe este dragoste necondiționată. Și când vorbim de dragoste necondiționată, înțelegem că cei pe care iubim au și responsabilități. Nu îi forțăm în alegeri și în acțiune, apropo de acțiune. Ori vindecăm prin credință acest dușman, această tentație, aceast, acel blocaj despre care am vorbit mai devreme. Ce am spus mai devreme, cred că are de a face cu această transformare a unui personaj care, iar semn de aer în sensul de marcaj, da? Valetul de spade. Iar cineva care nu vorbește despre această transformare. S-a încheiat o iluzie, eventual. O iluzie, o speranță. Acum locurile se văd altfel, dintr-o altă perspectivă. Și... Poate aveți voi de a face cu acest personaj marcaș puternic în balanță, gemeni sau vărsător. Trecăm peste acest mesaj, acesta este doar unul. Regina de spade și steaua sunt primele cărți. Toate sunt, de fapt, toate primele sunt foarte puternice. Regina de spade pentru mine înseamnă comunicare corectă, E inteligentă. Cineva vede, de al treilea ochi s-a deschis în viața cuiva. Că voi vreți, începeți să vedeți, oh, ce frumos că sunteți Doamne, începeți să vedeți valoarea voastră, începeți să vă exprimați într-un fel în care dovediți că sunteți conștiente de valoarea voastră, de, daruri, de darurile voastre, de creativitate de responsabilitățile pe care le aveți acasă, sunteți conștiente de toate acest lucru, aceste lucruri și exprimați lucrurile corect, nobil, încercați să vindecați, sau dacă nu e vorba de vindecare, deși chiar, cred că e o chestiune care ține de vindecare, ca apare de dor, steaua și vindecarea, să vindecați niște chestiuni care țin de casa voastră. Ori trebuie să aveți grijă de copiii voștri, ca și mame, ori... Trebuie să vă echilibrați emoțional ca să vă creați această stabilitate, sunt multe variante. Dar aici este înțelegerea și comunicarea. Dacă voi învățați să comunicați corect despre ceea ce sperați, sperați o, o casă fericită, o familie fericită, o dragoste, necondiționată, da? abundență și un bărbat corect. Regele de spade, da, asta sperați. Învățați să comunicați, pentru că regina de spade e cu sabia în sus. Acum, această comunicare poate să fie către cineva, poate să fie în general, când intrați în contact cu cineva, când vă întâlniți, mai ales dacă sunteți singure, să spuneți în principiu, nu neapărat de la primele întâlniri, dar să spuneți în principiu cam ce vă doriți la o relație, ca data viitoare sau să nu mai se creeze confuzii, dacă au fost confuzii în viața voastră, dacă ceva nu a mers, da? să știți la început, să spuneți. Domnule, da, dar nu vă dă o lecție ce trebuie să spuneți, da? Ideea este că unele doamne se trezesc, e o trezire spirituală. Și în această trezire spirituală trebuie manifestat și cuvântul, că e în opoziție, da, săgetătorul cu gemenii. Cuvântul, Asta simt în mod special. De aceste lucruri ține credința voastră, de fapt, și, și credința și vindecarea. Că sperați, încerc să dau un, un exemplu, da, de exprimare, de exprimare față de univers, da, de intenție scrisă și cuvântată. Că vă doriți vindecare, că manifest manifest vindecare, manifest echilibru emoțional care atrage echilibru în casă, care mi-atrage sufletul pereche, sufletul pereche care va veni evident cu dragoste necondiționată și va fi dispusă să se sacrifice bine, nu să-și piardă sufletul, dar să facă sacrificiile necesare pentru această armonie în casă. Și asta pentru că merit, regina de, de descărțele, pentru că merit, pentru că îmi știu valoarea, pentru că în știu valoarea sunt și un pic mai mândră. Nu accept pe oricine. Probabil după niște dezamăgiri pe care le vindecați, da? învățați să pune și la punct. Cei care vin într-un anume fel și nu, nu dau semnale că ar fi capabil să intre în această vibrație pe care vreți să o manifestați în viitor. Da? Ce mai uh, cuvântați în fața Universului și a cui vreți voi, da? Că vreți într-adevăr abundență și pentru aceasta lucrați, vă programați către a atrage abundență, dragoste. Iar dragoste necondiționată e un lucru al vostru. Dacă v-ați separat de un bărbat care ați simțit că vi se potrivește, există o tristețe în această poveste. Patru de cupe. Este o senzație de ocazie pierdută. Eventual, acest bărbat pe care l-ați simțit la un moment dat cuplu vostru, că chiar dacă apare aer, poate să fie foc. Foc care în această perioadă este foarte gânditor mental, da? Oricine poate fi în aceste cărți. de zis, puteți să fiți voi manifestând, exprimând, gândind, dar în primul, nu doar gândire, că aici gândește, regele de spade este cel care gândește mai mult. Regina de spade nu zic că nu gândește și cuvântează. Eventual, regele de spade, ce frumos, da? Și și scrie. Regele de spade mai mult cu scrisul, cu planurile, cu schițele. Un arhitect? Poate să fie un arhitect. Da. Și eventual, după toate aceste lucruri, să începeți să vă schițați, mulțumesc pentru mesaj, să vă schițați, să vă planuiți cum să manifestați. Următoarea carte a fost lumea. Cum să manifestați o nouă lume în viața voastră marcată de dragoste de această cupă pe care ați pierdut-o din cauza că cineva a mai avut alte preocupări, nu intrăm în detalii. Știți voi mai bine trecutul, s-a pierdut o cupă. Dar s-a pierdut cu un scop, poate nici nu era chiar potrivită în acel moment. Cineva trebuia să se trezească ca să poată fi apreciată această cupă, ca să se manifeste această nouă cup, lume. Lumea aceasta poate să fie și încheierea unui capitol, da? Ca să puteți manifesta pe acesta prezent și viitor. Da, acasă sunt niște probleme, în mod special cu mama. Există un blocaj acolo de gândire și de manifestare, este o tristețe, sunt niște sacrificii. Aceasta este vechea lume. Noua lume este aici. ceea Echili... ce frumoase sunt cărțile. Vedeți central. Dacă voi vă iubiți și iubiți restul și iertați și așa mai departe, puteți să aveți parte și de abundență fizică și de abundență și de creștere spirituală, dar ca să fiți acolo, să le aveți pe amândouă, trebuie să fiți echilibrați emoțional. Și echilibru emoțional începe cu vindecare. Și aici apare echilibru emoțional, da? Și nu doar emoțional, dar și mental, că avem regele și regina de spade. A zis cuvântarea și scrierea. Apropo de manifestare, da? Și atunci reușiți să creați într-un timp de această nouă lume. Nouă dimensiune. Și aici este eliberarea. Mă eliberez de tristețe. Mă eliberez de blocaje mentale, mă eliberez de relațiile karmice, relațiile karmice care pot să fie și de familie. Da? Mă eliberez de nevoia de stabilitate financiară, dar toți avem nevoie de stabilitate, dar dacă e prea mare nevoia, ne dezechilibrează, da? ne ține prea mult pe pământ și nu putem să zburăm spiritual. S-ar putea să nu placă oricui acest gen de prezentare, de etalare. Acum, dar dacă ascultați tarotul totuși în general, teoretic ar trebui să aveți și ceva căutări spirituale. Nu musa e că tarotul e spiritual. Spiritualul face cel care îl citește. Și dacă etalarea pare prea spirituală, asta e datorită căutărilor mele personale. Dacă vreți o etalare mai pragmatică, eventual ar trebui să căutați alt Cititor care este pragmatic. Eu văd cărțile într-un anume fel, într-o anumită vibrație, pentru că așa sunt eu, da? Din prisma mea. Am mai spus, este ca și când avea un model la Facultatea de Arte și fiecare îl desenează din unghiuri diferite. Nu zic că celălalt, dreapta, stânga, nu fi corect. E un unghi. Asta e perspectiva mea în această etalare. Ce mai simt? Trebuie să vorbiți, repet, dacă nu sunteți voi cineva vrea să vorbească. Dar hai să rămânem tot în zona asta, trebuie să vorbiți despre valoarea voastră. momentul în care vorbiți, să faceți primul pas către manifestare și se creează într-un fel sau altul. Că vă doriți echilibru, că vă doriți o casă echilibrată, dar pentru asta trebuie să vă echilibrați și voi emoțional și mental, cum am zis. Pentru unii, hai să zic și asta, este cineva cu marcaș puternic în semn de aer care vă iubește. Și care simte că sunteți totul pentru ei. Steaua și împărăteasa. Și ei au ceva de lăsat în urmă. Poate au pe cineva foarte pământean în preajma lor, da? foarte materialist, care îi place să primească tot timpul cadouri și să funcționeze la nivel 3-4D, nu mai departe. Și pentru aceste nevoi materiale, acest personaj trebuie să facă multe sacrificii și și-a blocat oarecum oportunitatea în dragoste, eventual cu voi. De zic că uh, această șopăliță se adaptează, iar am vorbit se adaptează în funcție de mediu, dar nu este suficient să te adaptezi. Trebuie să fii și tu original. În această perioadă trebuie să te adaptezi, într-adevăr. Dar să nu rămâneți în vibrația asta, pentru că până la urmă toți care suntem aici, trebuie să atingem autenticitatea, nu? Sinceritatea cu noi și cu cei din jur. Regina de spade vrea să manifeste dreptate. Interesant, poate că sunteți la distanță. Cineva de acasă sau cu care aveți casă este la distanță. Și totuși această distanță, chiar dacă impune sacrificii, nu distruge dragostea, ci o aprofundează pentru unii dintre voi. acest motiv apare și patru de cupe. Dacă sunteți soți separați sau soții cu soții în străinătate, apare dorul, da? gândul, că le este dor. Asta pentru că văd lumea. Dar, știți, sunt când doi oameni care au stat împreună și au o familie și au niște chestii, o dragoste sau niște reușite împreună. Sunt separați, dar lumea, steaua, de o distanță. Atunci se întâmplă un fenomen. Ori ochii care nu se văd se uită, ori dragostea devine și mai profundă. Aici este experiența pe care unii dintre voi trebuie să o trăiți. Ce-ar mai fi să simt? Cum am zis mai devreme, foarte multă acțiune nu văd. E nevoie de cuvântare, într-adevăr. Dar niciuna din cărți nu exprimă acțiune. Niște stări, niște situații. Și asta, da, dator... vi s-a zis, aveți credință, vindecați-vă, șapte de băte este de foc, este defensiv, protejați-vă. Da? Pentru că mai aveți ceva în preajmă, o energie negativă sau o tentație care, vedeți cum e, e spre binele vostru sau da? să vă scoată din tipare sau să vă ducă la pierzare. Vedeți, trebuie analizată. De aia apar două cărți puternice, regele și regina de spate. Dacă nici aceștia nu sunt oameni care gândesc, analizează, pe păi cine? Da? Da, eu o dragoste profundă, dar trebuie gândită, analizată. Ca să se materializeze, altfel, iubirea e cum e. Poate unii dintre voi vreți să vorbiți cu un semn de pământ. Hai să mai zic încă o variantă. Unii dintre voi vreți să vorbiți cu un semn de pământ. Poate cu acest, acest semn de pământ are marcaj în Capricorn. Da? Tot sperați că vă veți întâlni cu el sau cu ea. Aveți o iubire necondiționată pentru acest personaj, dar apare o stagnare. Poate această, acest personaj are familie și voi nu știți. Sau. Știți și trebuie vindecată această chestiune, această problemă. Dar apare stagnare în această dragoste profundă pe care o simțiți. Chiar dacă vreți să comunicați, există această, acest element. Dar, repet, nu e stagnare, este creștere spirituală, vindecare, schimbare de perspectivă. Trebuie să vedeți lucrurile din alt să vedeți lucrurile din alt cum ați zis la desen, da? Același obiect, același personaj îl vedeți și din Dreapta și din stânga, da? Ca să-l înțelegeți. Ați vrea să aveți creștere cu acest personaj. Îi vedeți frumoși, dar există un blocaj mental. Poate unii dintre voi ați devenit obsedați de acest personaj și stați și vă gândiți și suferiți că lucrurile nu merg. Dar trebuie, dacă manifestați prea multă suferință, prea multă obsesie și prea multe blocaje. Uh, trebuie încheiat acest capitol ca să puteți să mergeți mai departe. Da, e, ia uite, este o dragoste, într-adevăr, o întâlnire cu un suflet pereche, o dragoste perfectă, ideală, dar care s-a terminat. Unii, unii am senzația pentru... Iată mesaj, nu știu pentru cine, pentru altcineva din categoria săgetătorilor, da? Trebuie să înțelegeți că deocamdată această Poveste s-a încheiat. Poate, poate că se va manifesta altă dată, peste un an, doi, trei. Încercați să vă eliberați. Aici este. Posibil să fie o relație karmică. Chiar dacă a fost frumoase șase de cupe. Da? Da. În primul și în primul rând, alt mesaj. Și gata. Cu asta, gata. Depinde și de aspectele pe care le aveți, ascendent, lună, ce o, ce -o mai fi pe aici, Săgetător. Dacă aveți în gândurile voastre, un personaj frumos, într-adevăr, semn de pământ, mai mult sau mai puțin, dar pământean, frumos, pământean, poate un pic orgolios, dar creativ, cu valoare, într-adevăr, dar poate prea fixat pe valorile pământene și mai puțin pe cele intelectuale, spirituale, trebuie să vă vindecați de acest personaj. Și vindecându-vă de acest personaj, Veți începe să sperați, stea înseamnă nu și vindecare și speranță, da? să sperați că vă veți întâlni perechea divină, flacăra voastră geamănă, care apare într-o formă sau aici la împărăteasă. Pentru acest lucru, acum este blocată împărăteasa, este blocată mental, datorită gândurilor cuiva, ale voastre, ale lor, ale altora, da? și cu alte cuvinte, întâlnirea cu această dragoste profundă Pare că stă, sau cum să zic, da. Pare că stagnați în, mom, în acest moment. Nu vă puteți întâlni cu această dragoste profundă și cu acest suflet, flacără geamănă. Asta pentru că încă vă gândiți la această decepție. Poate unii dintre voi, pentru că e săgetător în cuadratură cu pești, poate unii dintre voi sunteți, v-ați sacrificat într-o relație cu un pește, da? Sau cineva cu marcaș puternic în pești și trebuie iar să vindecați ceva. Aici este problema, în această etalare e o problemă că s-a terminat acest set de cărți cu două cărți care nu exprimă prea multă speranță. Da, visa a atras atenția să aveți credință. Concentrarea în această perioadă este pe vindecarea voastră, da? Pe vindecarea voastră. Și regele de cupe reprezintă consiliere, poate aveți nevoie de un consilier, de cineva care să vă susțină. Nu știu de ce, dar eu nu simt prea multă bucurie în această etalare. Deși v-am zis, primele cărți sunt foarte frumoase. Poate pentru că sunt influențată sau simt, mai nu neapărat sunt influențată, simt mai mult aceste cărți, da? Da, prezentarea generală, credință, vindecare și o atitudine defensivă și meditativă mai degrabă. Uf, uh. Da. Durează vindecarea. Durează. Dar sunteți pe calea cea bună, cu răbdare. Cu răbdare și cu credință. Cu răbdare și cu credință. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine, papa. Pa.